Hai salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial. Eu sunt Geno, astăzi o să vorbim puțin despre cum modificăm armele. Este un video tutorial pentru persoanele care sunt la început, Probabil, cel mai probabil, persoanele care joacă deja, deja de ceva timp nu au probleme să-și monteze armele. Așa că îi ajutăm puțin pe cei care încep acum. Uh, haideți să vă arăt mai întâi de toate cum am învățat eu la început, cum am procedat eu la început, uh, când am început să joc jocul și nu prea aveam habar cum pot să modez armele. Luăm de exemplu acest M4 și mergem și efectiv îl căutăm pe Flea Market și mergem undeva la ultimele pagini vedem aici deja diverse M4 modificate ne uităm, alegem unul care să ne placă ca aspect și ca prestație în ceea ce privește vertical recol și ergonomie de exemplu asta 56 ergonomie cu 39 vertical recall nu este rău deloc acum, cum am început eu să fac uh, toată chestia asta să învăț cum să modez armele efectiv m-am uitat la armele de genul ăsta am văzut aici care sunt uh, bucățile de arme care tipul care m-a arma respectivă le-a folosit și am început să merg pe fiecare bucată în parte unde am dat click dreapta, filter by item și după cum puteți vedea mi-a ieșit pistol grip pe care îl folosește. După aceea, nu știu, de exemplu, tubul, vorbim de tubul pe care se atașează stocul. Vedem, el l-a folosit pe asta Putem să vedem stocul. Și cam așa pot să-mi cumpăr toate bucățile gen pe care el le-a folosit și să-mi construiesc arma respectivă fără să o cumpăr. După cum ați văzut, m 4 ul ăsta, de exemplu, cred că era un milion sau ceva de genul ăsta. Pentru că tipul care la uh, l-a pus pe Flea Market, l-a modat în ride deci cu bucăți fain din ride sau probabil ceva rider super jmecher dacă a reușit să găsească un rider cu asemenea M4. Dar, ca să înțelegeți, aceasta a fost prima metodă prin care eu am început să înțeleg cum funcționează modding-ul pentru arme. Acum, după ce am făcut chestia asta, nu e foarte ok să zicem așa, dar e ok pentru început, să înțelegem pe cum, cum funcționează totul. Trecem la pasul următor pasul pe care eu l-am făcut după aceea. Mai exact luăm o armă stock, o să folosim tot aceste în 4, îi dăm un click dreapta pe el și putem să-i dăm Linked Search. Adică în momentul în care tu dai link search pe o chestie, pe o armă, pe aproape orice obiect de, de, genul ăsta care poate fi modat, căști, de exemplu, pentru a pune viziere sau toate nebuniile funcționează la fel, îți dă practic toate uh, attachment attachmenturile care pot fi folosite pe acea armă. Și de aici putem să le vedem, ghermodurile, vital parts și glonțele pe care le putem folosi. În ceea ce privește glonțele, o să urmezi un video tutorial în care vă explic puțin care sunt glonțele bune, care sunt glonțele de buget, adică un pic mai puțin bune, dar totuși la un preț decent, care sunt glonțele foarte rele, de deci o să le vedeți în un, într-un video tutorial uh, ulterior. Ceea ce ne interesează pe noi astăzi sunt bucățile pe care noi putem să le folosim. Deci, Repetăm, am făcut click dreapta, linked search și putem să vedem pe m 4 le respectiv toate piesele pe care putem să le folosim. Mare atenție, deoarece uneori unele piese nu pot fi montate împreună cu alte piese. Adică o să întâlniți situații în care vrei să pui un anumit supresor, dar nu poți să-l montezi pentru că țeava de pe care este folosită pe armă, de exemplu, nu ți permite sau nu ai Muzzle Break-ul uh, necesar și trebuie să te joci puțin cu ele. Putem să vedem aici, putem să le luăm uh, Charging Handles, de exemplu, putem să vedem așa de la cel mai ieftin și să vedem o listă completă sau putem să mergem pe efectiv pe fiecare în parte. Un lucru foarte important, tot timpul când avem iteme care nu sunt cunoscute, îi dăm un click cu rotița, deci pe rotiță și ne îl examinează. Este foarte important să avem toate bucățile de arme examinate ca să putem să le folosim pe arme. Deci putem să le vedem. Vedeți magazinele, de exemplu, adică încărcătoarele, puteți să le vedeți aici absolut toate și sunt sigur că tot ceea ce găsiți aici se poate monta cu siguranță pe arma pe care voi vreți să o modați. Eu vă arăt un M4, dar puteți face același lucru cu absolut orice armă. Vedeți acest MP153, dacă îi dau un link search, la fel pot să văd și aici magazinele, încărcătoarele, mounturile pe care pot să le pun pe el, stocurile. Deci, acesta ar fi pasul numărul 2, ca să zic așa. Și acum mergem la partea 3, partea cea mai ușoară prin care puteți să vă dați armele, pentru că o să puteți să vedeți fiecare bucățică în parte cum schimbă uh, prestațiile armei pentru că dacă eu îi dau un link search și merg de exemplu la vital parts și merg la pistol grip de exemplu, vreau să-i cumpăr să-mi cumpăr un pistol grip pentru M4 pentru că pistol grip-ul acesta nu îmi place, îmi dă doar plus 5 ergo, după cum puteți vedea. Uh, pentru fiecare bucată în parte, voi puteți să vedeți ceea ce vă oferă plusuri și minusuri pe armă. Și atunci plus 5 pentru mine e foarte puțin ca ergo, mai ales că în momentul de față am 55 de ergo, dar când o să montez pe M4 bucăți care să mă ajute să-i scad vertical recoilul, uh, o să-mi scad automat și ergonomia. Deci de exemplu, pistol grip este o componentă foarte, foarte importantă, să o luăm cu o ergonomie cât mai mare posibilă ca să ne ajute să ne creștem ergonomia pe armă. Același lucru puteți să-l faceți și cu link search în momentul în care mergeți și vedeți, de exemplu, pistol gripurile. urile da, Repet, chestia asta se poate vedea pe orice. Vedeți, de exemplu, pot să văd pe acest upper, îmi dă plus 13 ergonomie, și minus 2% recoil. Mergem înapoi la ideea noastră, la pistol grip. Pot să mă uit la acesta, îmi dă plus 6. Ergo, căutăm altul pentru că nu ne place, mult prea puțin. Vedem pe ăsta, ne dă deja plus 10, deci mai bine. Plus 9. Plus 10 plus 11 deci vedeți trebuie să vedeți cam fiecare bucată ce anume vă oferă și ce nu. Uh, un alt lucru pe care vreau să vi-l explic înainte de a trece la al treilea mod în care putem moda armele uh, este acesta. De exemplu eu am acest această bucată acest mod la mine în stash și vreau să știu pe ce armă pot să o folosesc. Pentru că am mai multe arme, hai să zicem că știu că eu pot să folosesc pe M4, dar oare pot să folosesc și pe alte arme? Cum pot să văd chestia asta? Foarte simplu, îl deschid, îi dau dublu click și pe această săgeată îmi arată practic toate armele pe care poate fi montat. Deci după cum puteți vedea, aici avem M4 și ADAR 2 cu 15 chestia asta funcționează cu absolut orice chestie cu orice, absolut orice attachment vedeți de exemplu jailbreak-ul este doar pentru M4 același lucru puteți să-l faceți de exemplu și la vendor în momentul în care mergeți la un vendor și vedeți diferite bucăți de arme și nu știți pentru ce arme sunt efectiv mergeți pe bucățica respectivă și vedeți pentru ce armă MCX300 acest muzzle brake sunt unele care sunt comune și atunci vă arată doar liniuța cum a fost cel, cel dinainte vedeți aici avem HK, M4 ADAR, MK18 M1A deci cam așa puteți să vă dați seama la vendor de exemplu pentru ce uh, bucățile respective pe care arme puteți să le folosiți. Acum, haideți să mergem la al treilea tip de modding. Practic cel mai ușor și cel mai util în momentul în care înveți să-l folosești. Îi dăm click dreapta pe armă și mergem la Edit Preset. Ok, și aici vedem arma noastră și toate componentele pe care le avem în momentul de față pe armă. Un lucru foarte important. Putem să deschidem acest uh, fereastră în care vedem prestațiile armei în momentul de față și de fiecare dată când schimbăm uh, orice bucată, orice attachment de pe armă. Chestia asta putem să o și mutăm în funcție de cum construim arma, de multe ori avem nevoie să vedem alte informații care apar aici, putem să o mutăm oriunde pe ecran, nu este niciun fel de problemă. Așa, acum, înainte de toate, ca să puteți să aveți o listă completă cu absolut toate lucrurile pe care puteți să le folosiți uh, pe arme, este foarte important ca toate attachment-urile să fie examinate. Ați văzut mai devreme, am avut uh, un Raptor, dacă nu greșesc, care nu era examinat, deci eu acel Raptor în această listă nu îl aveam. Odată ce l-am examinat, îmi apare și aici. Deci, dacă sunteți la început, intrați pe Flea Market, la attachment-uri, pierde 10-15 minute acolo, dar... Uh, Examinați-le pe toate pentru că o să vă fie foarte, foarte util în momentul în care vreți să vă modați o armă. Bun, acum să zicem că vrem pe acest M4, de exemplu, e un M4 stock, suntem la început, nu avem bani de investit pentru că ca să modezi o armă foarte bine, de obicei te costă destul de mult. Deci vrem să montăm sus după cum vă spuneam, un red dot sau ceva de genul. Noi putem să mergem aici și aici vedem că avem doar ceva scopuri lungi. Și sunt destul de puține și nu sunt din cele mai bune, sincer să fiu. Cum putem să modificăm chestia asta, să remediem situația? Efectiv, o să dăm jos această bucată. Ok, am făcut-o să dispară. Iar acum vedeți că avem o gamă mult, mult mai largă de ținte și scopuri pe care putem să le folosim, redoturi și tot felul de nebunii. Cel mai bun din punctul meu de vedere este acesta, PK06, este destul de scump, undeva la 60-65 de K, depinde când îl cumperi, dar din punctul meu de vedere este cel mai bun pentru că se vede foarte bine și nu-ți ocupă foarte mult spațiu în ecran în momentul în care îl, îl activez deci e foarte foarte ok așadar avem arma asta, dar după cum puteți vedea de exemplu, așa cum o avem acum, dacă eu mă uit prin acest scop vedem aici în față că ne deranjează chestia asta pentru că o să o vedem tot timpul în momentul în care încercăm să ne uităm prin redotul nostru, o să vedem nebunia asta. Ce putem să facem? O dăm jos, dar, după cum puteți vedea aici, ne spune că dând jos acea bucată, noi nu mai avem gaz bloc. Deci, practic, arma noastră, în momentul de față, nu funcționează. Când ai ceva care îți lipsește și este în roșu, înseamnă că poți să-ți modezi arma așa, dar dacă o să încerci să tragi cu ea, nu funcționează, și atunci trebuie să punem un gaz-bloc. Lucrul asta nu se întâmplă doar cu gaz-blocul, se întâmplă în toate ar bucățile vitale pentru armă, De exemplu, dacă eu îi dau jos pistol-gripul, o să vedeți, vedeți aici tot la fel în roșu, pentru că arma nu poate să funcționeze fără pistol-grip. Ok, punem un pistol-grip înapoi, și aici îi punem un gaz-bloc ca să facem arma noastră din nou funcțională. Am avut acest gas bloc, dar noi nu vrem pentru că nu putem să ne folosim redotul cum trebuie, așa că o să folosim un alt gas bloc de genul acesta pentru că nu o să mai avem nebunia aia în sus. Acum, eu în momentul în care merg cu mouse-ul, cu cursorul pe fiecare din aceste trei gas blocuri, o să vedeți aici sus că prestațiile la armă se, se, schimbă. Și vedeți în paranteză mai exact ce se schimbă. Vedeți, dacă eu aș pune acesta, îmi dă minus 1 la ergonomie, minus 4 la vertical recoil și minus 12 la horizontal recoil. Dacă merg pe următorul, îmi dă plus 1 la ergonomie, minus 3 la vertical recoil, pe ăsta nu mi-atinge ergonomia, îmi scade vertical recoil cu 3 și horizontal recoil cu minus 8. Deci, vedeți și încercați să construiți arma în funcție de aceste specificații. Acum, pentru mine, cred că în momentul de față, MK12 e cel mai bun pentru că îmi dă 1 de ergo, îmi scade 3 vertical recoil, ăsta îmi scade 4 vertical recoil, dar îmi scade și ergo 1. Eu tot timpul la Asar rifle și la arme de genul ăsta, ce încerc să fac, tot timpul să am un vertical recoil cât mai mic posibil și o ergonomie cât mai mare. Deci, dintre toate, MK12-le îmi convine. Am montat MK12-le, mi-am făcut arma, să zicem așa, super low budget, ca să pot să intru în ride. O vreau așa, perfect. Merg pe Assemble, îmi apar bucățile practic pe care eu momentan nu le-am disponibile, dar le-am pus pe armă, deci practic trebuie să le, să le cumpăr. Și merg pe buy parts. Acum, inițial el îți dă practic bucățile pe care tu poți să le cumperi de la uh, vendori. Bucăți pe care tu trebuie practic să le deblochezi făcând questuri ca să le crești nivelul la vendori, tocmai ca să ai facilitățile astea. Pentru că, vedeți, uh, MK12-ul ăsta e 46 de dolari de la Peacekeeper dar dacă merg să-l caut pe Flea Market, este cam aceeași valoare, dacă nu puțin mai ieftin, dar o să găsiți foarte, foarte multe bucăți attachment uri pentru arme, care de la vendor sunt mult, mult mai ieftine decât ceea ce găsiți pe Flea Market, și atunci convine să faceți questuri. Să vă creșteți vendorii tocmai ca să vă coste cât mai puțin posibil uh, modding-ul pe arme. Deci, mergem înapoi, buy parts, eu am aceste două de blocate de la vendor, îi dau un purchase all, îmi spune cât mă costă, îi dau yes, le-am cumpărat, perfect, îi dau din nou, am ieșit cu escape, îi dau din nou assemble și îmi spune lipsește încă PK06-le. Și îmi zice not available. Îmi zice not available pentru că uh, pe 06-le nu am niciun vendor care să mi-l vândă. Și atunci ce fac? Îi dau aici pe asta 3 puncte și owner type traders îl dezactivez. Și atunci mi-l dă de pe flea market. Să vedem dacă reușim să îl cumpărăm. Ca să vă arăt. Dacă aveți dificultăți să-l cumpărați așa, îi dați un click dreapta, filter by item și îl luați direct de aici. Bun. Acum am luat toate bucățile, îi dau assemble, weapon has been built, uh, deci a fost construită, construită. Așadar avem arma noastră, îi dau escape și pot să ies, am arma mea, așa cum mi-am modat-o. Aici vorbim de un modding foarte, foarte bazilar, deci de început, mă normal pe un M4 nu faci un modding doar atâta, fiind o armă care costă destul de mult, de obicei pe un AK sau arme de genul ăsta care sunt mult mai ieftine, dacă ești la început de joc sau, de exemplu, când se wipează conturile, faci niște modding-uri din astea bazilare așa, dar în momentul în care te apropii de un M4 sau oricum de o armă mult mai uh, scumpă, cu siguranță o să faci un modding mult mai uh, mare pe armă niște modificări mult mai mari și încep să iei la rând absolut toate chestiile de exemplu uh, vorbim aici de această bucată haideți să vedem ce ne oferă pentru că asta e stock cu siguranță sunt altele mult mult mai bune vedeți dacă unele bucăți, după cum, putem, după cum vă spuneam, nu pot fi montate pe armă în statul în care este. De exemplu, aici îmi spune că această attachment nu poate fi montat pe 370 mm, adică se referă la țeavă. Ceea ce înseamnă că eu, dacă vreau să montez acest attachment, trebuie mai întâi să merg pe țeavă, adică aici, și să o schimb, să găsesc țeava care îmi permite să îl montez. Să zicem că nu mă interesează neaparat asta, eu caut ceva care să mă ajute să am prestații mai bune menținând aceeași țeavă și merg mai departe, văd aici că cu chestia asta îmi scade minus 1 ergonomic și minus 4 vertical recoil, Aici am minus 4 ergonomics, minus 3 vertical recoil, minus 2 și minus 1, minus 3 minus 3. Și cam așa merg și îmi caut uh, ceea ce să montez. Vedeți, de exemplu, aici am plus 3 ergonomics și minus 4 vertical recoil. Deci este destul de decentă uh, treaba asta. Mergem și alegem un pistol grip mai bun. De exemplu, asta ne dă plus 9 ergonomics. Vedem, vedeți, mă plimb cu cursorul și văd fiecare în parte uh, ce îmi dă sau ce îmi scade. Asta, de exemplu, la fel îmi dă plus 9, deci mai mult decât OK. Putem să vedem și patul, partea din spate. Vedeți, de exemplu, ăsta îmi dă plus 3 ergo și îmi scade 7 vertical recoil. Ăsta îmi dă plus 14 ergo, dar îmi dă plus 3 vertical recoil, deci nu ne interesează. Aș putea, de exemplu, să-l montez pe ăsta. Putem să mergem în partea din față. Vedem aici, putem să-i punem un silențiator, ne scade 3 vertical recoil și dar ne scade și 17 ergo, ceea ce nu foarte bine, și atunci căutăm un muzzle break pe care putem să montăm un uh, silențiator mai bun. Acesta, de exemplu, ne scade 14 ergo, dar ne scade automat și 14 vertical recoil, deci l-am scăzut la 70. Ce mai putem să-i facem în momentul în care avem un vertical recoil destul de mare? Putem să îi montăm. Un attachment din asta pe care putem să punem uh, un foregrip Care ne dă puțin ergo și ne mai scade din vertical recoil La fel mergem cu mouse-ul pe fiecare De exemplu ăsta avem ne dă minus 6 vertical recoil dar ne ia și minus 3 ergonomie Deci nu e foarte ok Aici avem plus 1 cu minus 4 Asta de exemplu e destul de decent, arată și frumos. Mie îmi place de obicei când îmi fac armele, nu doar să fie bune ca prestații, îmi place să le fac și frumoase. După cum puteți vedea aici, puteți să montați tot felul de nebune. De exemplu, putem să punem, uh, mai punem o chestie din asta. Avem deja una, deci pe una putem să o luăm jos. O avem aici, încercați să vă ghidați după liniile alea, avem una și jos, putem să-i punem un laser, de exemplu, după cum puteți vedea, putem să-i punem, uh, nu știu, lumină, tot felul de, de nebune în funcție de cum vreți să vă jucați game-ul, la fel aici sus puteți să aveți și un red dot, puteți să avem și optică lungă, de exemplu, putem să folosim, nu știu, un Valdai. Din punctul meu de vedere este cam cel mai bun cam cea mai bună optică și putem să-i montăm aici aici nebunia asta MPR 45 foarte, foarte utilă pentru că pe ea putem să montăm PK06 sau prin atajmentul ăsta putem să montăm, de exemplu, RMR-ul, deci putem să adăugăm și alte chestii, dar v-am spus, pe K06 e foarte ok. Și în momentul de față avem un M4 cu 56 ergo, cu 65 vertical recoil, avem și scope mare, avem și un red dot, deci destul de decent, puteți să punem aici și un mag de 60 de exemplu pe, pe el, și e destul de decent. Cu siguranță se poate mult mai bine de atât. Pot să vă arăt un M4 dacă găsesc puțin mai bun, ca să zic așa. Vedeți deja acesta fără pistol grip. Uh, avem un 5.6 de vertical recoil Cu 49 ergo Deci se poate Se poate mult mai bine de atât Avem aici un RPK de exemplu 5.8 vertical recoil cu 73 ergo Deci lucrul ăsta puteți să-l faceți Cu absolut toate armele Unicul lucru pe care vreau să vi-l mai arăt Luăm de exemplu Acest M4 4A4 Unu. Vă arăt un mod pe care eu l-am salvat. Vedeți acesta, de exemplu. Acesta în 4 are 48 ergo. E un pic, un pic mic ergo ca să, să zic așa. Dar avem 32 vertical, recall, ceea ce înseamnă că în momentul în care trag în full auto cu el, se ridică foarte, foarte puțin și reușesc foarte bine să țin ținta în continuu pe uh, persoana pe ca în care trag. Uh, ce vreau să vă arăt În momentul în care, să zicem, tu îți construiești această armă După cum v-am arătat Bucată cu bucată Te uiți aici la prestații Ai ajuns la o armă de genul ăsta Ca să nu trebuiască să repezi procesul ăsta De fiecare dată Cel mai simplu mod îi Merge aici sus I-ai dat Save As i dat un nume, absolut ce nume vrei tu I-ai dat Save Și s-a salvat Și așa tu nu mai trebuie să te gândești după aceea să pui bucată cu bucată din nou și tot felul de nebunii de genul ăsta În momentul în care tu ai un M4, i-ai dat Edit Preset Tu știi că ai salvat deja un preset la armă cum ai făcut-o E -ai dat aici un Open, ai scris M4A1 în cazul meu pentru că eu așa am salvat vedeți, M4A1 mod 129 dar tu poți să-i dai orice fel de nume, important e că ți amintești numele ca să o cauți după nume aici. I-ai dat dublu click, yes și ți-o montat-o el automat. Tu nu trebuie să faci altceva decât să mergi la assemble, buy parts, să cumpere toate bucățile uh, necesare pentru a-l face. Poți să-i dai purchase aici în prima fază, îți cumpără tot ceea ce poți să-ți cumpere de la vendori, după care bucățile care rămân le cumperi de pe Flea Market și îți modezi arma. Același lucru, de exemplu, poți să-l faci combinat cu prima variantă pe care eu v-am arătat-o, adică mergi pe un link pe un search, pe Flea, mergi undeva la sfârșit. De exemplu, dacă nu vrei să nebunești cu toate bucățile, să cauți fiecare, să vezi ce și cum poți face așa mai departe, mergi printre ultimele, tot timpul aici găsești arme destul de bine modate. Vezi, de exemplu, acesta în 4, are 39 vertical recol cu 5-6 ergo, foarte, foarte bun, perfect, îl vreau pe ăsta. Și atunci... Nu știu, eventual face o, îți faci un print screen sau faci poză cu telefonul dacă e așa intri ca să ai toate chestiile astea și să poți și de aici, odată ce le ai, intri pe arma ta, îi dai uh, un edit preset și începi să-ți modifici fiecare chestie pe armă. Vedeți aici, momentan sunt puține spații din astea, ca să zic așa, puține lucruri pe care poți să le montez față de uh, versiunea finală a armei, ca să zic așa. Vedeți aici câte sunt Asta pentru că în momentul în care tu adaugi ceva, automat îți uh, creează alte uh, ferestre din astea care îți permit să adaugi tot felul de nebunii. Deci, ușor, ușor, te pui, ți-l faci eventual cum ai văzut uh, arma de pe Flea Market și uh, după ce ai construit-o, ți-ai salvat-o și o să o ai tot timpul acolo. Cam așa este un scurt tutorial, ca să zic, în ceea ce privește modingul pe arme. V-am făcut exemplu cu M4A1, dar la fel funcționează, ideea este la fel pentru absolut toate armele. Cam asta a fost. Mersi tuturor celor care au urmărit videoul, Lăsați un like, un coment, dacă aveți alte întrebări, este un link mai jos în descriere cu Discordul nostru, avem un server de Discord Unde puteți să intrați Găsiți alte persoane care se joacă Tarkov Și puteți, bineînțeles, puneți tot felul de întrebări Dacă este ceva ce nu reușiți Cu quest cu modatul la arme Și tot felul de nebunine astea Have fun, băieți! <t>